Să te descalzi aici. Să vedem. Dar în 2021, în toamnă, cred că aveam 250 de brani. Care-s că domnul Stanimir tot te investește. A creat agitație, da? Ia uite ce viteză au dat afară. Bă, la mic, mă, uite-te cât e, că-i da, jumate. Da, da, bă, ți-e bătai, mă, fi cu minte. La ce vă pricepeți mai bine după părerea noastră? La creșterea păsărilor sau la agricultură? Bună ziua și bine v-am găsit la un nou vlog, aici fermierul vostru preferat, împreună cu domnul Stanimir, care crește păsări la fel ca mine. Și astăzi am venit în vizită la dânsul să ne arate tot ce are. Suntem vecini, dar noi ne-am cunoscut la Indagra, nu? La Indagra, da. Da, și stă la un sat, am făcut 7 minute până la dânsul. Ai venit de foarte departe, de la Hotarele până la Valea Dragului, undeva vreo 6 și cu 4, 10 km. Maxim, da. Maxim. E bine totuși. Și crezi că am fermat de 3-4 ani și n-am știut. În fine, n-am avut timp. Mi-am stat numai cu capul în muncă. Nu e problemă. Și ne faceți acum un tur, nu? Păi, să intrăm, să vedem. Să te descalzi aici. Să vedem. De ce? A, mă scuzați. Am zis să nu... Domnul Stanimir nu știe că sunt din Limache eu. A, de ce? Că eu așa sunt cu glumele să mai... de la păsările tale și să nu... A, nu, 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 dar eu oriunde intru mă descalz. Da, hai să zic. Aici era o casă bătrânească, stăteau niște vecini de-ai mei, care au decedat niște ani în urmă, în 2005 parcă, după care a fost de vânzare, inițial am vrut să o iau, după care n-am mai luat-o, a stat niște ani așa și nebunia a început în 2021, când, uitându-mă pe Facebook, am dat de niște găini de bragme, primă și în primă fază de la lăcrămioara Parvanii. Am început să iau, cumpăr ouă. Dar azi ai făcut treaba asta înainte, nu? Nu. Adică a fost un început pentru asta, cu băga la incubat, cu... Un început care a început... o să-ți arăt acolo unde am cotețul acela care se vede acolo, da. Așa, acolo nu era nimic, țineam niște viță de vie care o tăiam, da. Coceni, toate cele pentru făcut pâine la cuptor. Bun. Și pe urmă am zis ca să-mi fac acolo un coteț pe spațiul ăla, că era un spațiu, să zic, mor pe care eu nu-l foloseam, că am serele astea așa. Făcând acolo, după care am vrut să-mi fac o maternitate, dacă eu o să o prezint, o am în față. Pe urmă, neavând spațiu, vreau să le dau drumul la păsări prin curte. Le-am dat drumul inițial aici, pe urmă am vorbit cu cei care au moștenit curtea aici și am decis să cumpăr. A, păi și n-ați avut aici multe păsări așa de la început? Nu, am plecat. N-am avut multe păsări așa de la început, dar în 2021, în toamnă, cred că aveam 250 de brani. Era curtea plină. Se poate, dacă te uiți pe Facebook-ul meu, le vezi, era plin pe aici. Aici era casă. Ce-a mai rămas decât bolta asta de viță? Aici am semănat eu gazon după ce am demolat. Ți-am demolat gardul. Și dați drumul la păsării pe aici, nu? Aici este ca să... E lux pentru să ele. Să simtă ele bine, să zicem așa. Puteți vorbi fără probleme. Haideți că domnul Stanimir tot... Tot cu... Tot investește. Tot investește. Eu am văzut ce... Voi n-ați văzut încă. Sunt la faza de... Investit, hobby, nebunie, nu? Da. Aici am... Și costă hobby-ul ăsta. A, da. La mine ți-am s-a plecat, dacă calculez. Am luat cuibare de plastic. Care aceste cuibare le voi pune în niște... lădițe de alea de plastic. Zic eu. Da, sunt destul de... Zdraveni. Da, sunt zdraveni. Le poți folosi și așa, să zicem. Am văzut. Ce am văzut eu că le prindeau? Să nu fie pe dimensiuni. Nu, e... Așa. Și aici așa. Și el e înclinat. Facem o probă cu unul. Ele o să stai aici. Poți să-l pui și așa, pur și simplu. Da. Și nu să fie de plastic, nu atrage dăunători, păduchi. Da. Ele nu au acces la ou, că ouă o să vină aici.
Chiar dacă nu e înclinat, eu o să-l pun undeva, să-i pun ceva să... Stai înclinat un pic. Să stea mai... Dar el pe drept el acum? A, asta urma să întreb. El este înclinat, zice că e înclinat. Nu știu aici pe masa asta, hai că vedem undeva facem o probă. N-aveți cum să înțelegeți cei care nu creșteți păsări, n-aveți cum să înțelegeți nebunia asta, să nebunia, ne, să tot luăm, să mai luăm ceva, să mai punem, să... Mai să... Așa, aici este un spațiu verde făcut pentru ele, nu le dau drumul non-stop că îl deteriorează. Da, e, da. Dar dimineața și seara și așa... Și cam cât le dați drumul? Cam cât le dați drumul dimineața, seara? Să zic o oră, o oră. Da, așa. Și seara aproape de ce seara, că mai mult seara le dau, după urmă ele se retrag spre adăpost. Intră fiecare la boxele lor, adică au învățat? Nu. Atât perioada cât sunt pui până ajung să-i bag într-o reproducție, ele cresc toate la un loc. Da. O perioadă cât sunt pui, pe urmă se par cocoșii, undeva la 2 luni jumate, 3 luni maxim, să zic așa. Cocoșii se par, o să-ți arăt acum aici. Se par cocoșii toți. Păi și acum văd boxe. Că le aveți pe boxe, nu? Acum le-am pus pe boxe. Păi și de când le scoateți, le scoateți pe toate? Nu, o să le scot pe familii, așa, culori, pe ce este aici. Trebuie acum, răbdare. Acum, da, răbdare și tutun. Tocmai de asta... cresc păsări, că nu sunt fumător. Dacă nu sunt fumător, nu dai banii pe tutun, trebuie să dai banii pe... Trebuie să dai banii pe ceva. Pe ceva. Și dând pe păsări, dai banii de 3 ori cât ai dat pe tutun. Închid aici sau? Așa, nu, las-o așa. Aici am niște rațe de ruin. N-am crescut până anul ăsta. Am... 2 masculi și 2, 4, 6... 2 masculi și 6 rațe. Sunt luate... Îi fac publicitate, nu-i fac publicitate. Puteți, nu-i trebuie. Una este de la... Am o singură rață scoasă de niște ouă de la Ovidiu Oana. Se cheamă el pe Facebook, da. Crescător de păsări. Eu de... să știți că nu știu foarte mulți crescători, așa. Că eu-s cu treabă. Și celelalte le-am luat de la altceva, nu știu. Este tot după Facebook, nu știu să-i spun numele de la cine este. Plus un rățoi ăsta care l-am de la președintele meu de asociație, în spuieță Marius Vișan. Mi l-a dat să scot, să nu îi consangvinizez rațele și le voi... Deci o singură rață de aici este din altă linie, cum ar veni. Le-a spus BCA acolo ca să... Ca poate... să poată orice în... Să facă baie. Să-și facă baie, da. Dimineața la prima oră și seara la ultima oră. Deci aveți problema asta când imediat cum puneți apă curată, se bagă... Se... La mine așa fac. Nu, cel mai mult se bagă când e frig. Când zici tu că ți-e frig, ele atunci se bagă în apă. Așa, aici am o familie de combatant indian. Yeah. Vedeți masă ce au avut, uitați-vă. Struguri. Ce vorbești, nu mănânc eu, ce mănâncă? Da, așa. Eu zic să le aduc un pic de acolo ca să le... Dacă puteți, da. Și aici avem așa. Am un cocoș matur. Și cu 3 găinușe, care sunt din 2021, de la Răzvan, de la Cristea, crescător de combatant. Dacă nu mă înșel, în 2019 a fost campion național cu la rasa asta de păsări, la combatant indian. Deci am o puică aia, ea ar fi trebuit să fie un splash, dar e mai mult albă, și cele 2 fazanii de la el, din 2021. Și ăștia pe albastru am 3 cocoși și 3 pui scoase de mine anul ăsta, din ele. Atât mai mi-a rămas, că am mai și vândut și ouă și pui și toate cele. Boxele astea presupun că dumneavoastră le-ați gândit de la zero? Boxele sunt gândite de la zero. În ce vezi aici, prima investiție acum a fost gardul, să-l fac. Da. Nu era. Era gardul, era cel care se vede ăla roșu din spatele la cuști, adică ăla de un metru, așa, era de jur împrejur. Eu am dat totul jos. Și v-ați mai dus un metru în față. Glumesc. Nu, mi-a dat seama că l-ați adus pe aici. Nu, am dus că n-am avut cum de vecin. Da. Fiind gardul vecinului, nu pot să mai ieși mai mult de el. Nu că m-am mai dus mai un metru în față, puteam să mă duc, având clin acolo, puteam să mai duc și 2 dacă era, dar nu. Da. Nu ăsta era interesul. Și nu mi-a fost. Cât am avut, atât am
plăcut unde a fost. Foarte bine. Oricum aveți boxele mari, adică au spațiu. Așa le-am gândit, aici am 8, mai mi-s 2 boxe acolo, o să fie 10 pentru un curte. Și acum în spate, acolo unde e gardul, unde se termină, am niște bece, au rămas 2 paleți. La primăvară o să mă apuc să fac de aici și până acolo în gard. Da. Doar spatele la o zidărie, să zic 1,80 m sau chiar 2 metri pe spate. Da. Acolo fac acoperiș și pe fața aici o să pun panouri de-astea de plasă bordurată. Gen, le fac cum e aici, dar numai din plasă bordurată, așa. Să-i fac intrare acolo, nu știu, nu m-am hotărât încă, dar cred că vreo 5 metri. Adică 2 pari, parii sunt la 2,5. 5 metri pe spate, o să-l închid. Bun. Și să nu mai intre, pun plasă asta bordurată, o să pun și o plasă de aia mai îngustă, să nu intre nici vrabie, nici nimic la ele. Să nu mai aibă acces la apă, la mâncare, la da, nimic. Și poate aici în curte, nu știu, vedem ce mai rămâne, ar mai rămâne 10 metri până aici de la ele. Poate semn gazon, ca și acolo, și atunci le țin numai la interior și le dau drum pe gazon dimineața 2 ore, seara 2 ore. Bun. Și le las să intre ca să nu mai fie pe pământ. Nu știu, deocamdată testez. Până faceți, cred că mai schimbați și oricum mai schimbați de nu știu câte ori. Da. Aici am niște găini de țară. Asta este un labres, o găină și un cocoș, care va rămâne cât labresul aici. Și cele de țară și cabirul ajung la ciorbă. Vă că le-ați pus și pomi la fiecare, să aibă umbră. Am pus pomi anul ăsta, în primăvară i-am pus pomi. Am, nu știu, 2, 4, 6 pruni, 4 meri, 2 cireși, 2 caiși, 2 peri. Bun. Și sper să mai pun. Și aia pomii sunt tot anul trecut, tot așa, pentru umbră puși acolo. Da, uite și pe ce din spate să-i filmezi. Deci ia aici avem vin, cocoșul ăsta de la Bres și cu găina aia o să rămână. Uitați-vă la găina aia sau cocoșul ăla negru. Bineînțeles că dacă am intrat la ele, am găsit și, cât să-i zic, dacă e de consum 1,50 lei, dacă ar fi fost de incubat, 5 lei? 5 lei. Mai puțin. Dar cum se mai au acum? Deocamdată nu am interes să-mi ouă și le dau un furaj mai mult cereale, grâu, porumb, puțin orzoaică, da, și puțină floarea soarelui, că zice că nu se folosește floarea soarelui decât ștrot. Eu le dau și puține floare, în cantitate mică. Pe asta e, da, trebuie în cantitate, da, mică. Dar aici am 8 găini și 2 cocoși. Asta este un cocoș matur 2021. Și acolo am un cocoș 2023, un pui din el. Presupun că nu se bat între ei, că au gagici fiecare. Nu se, când ele de calcă se mai bat, dar momentan i-am lăsat așa, dacă nu se bat, ei sunt tată-fiu. Cocoșul cel mai tânăr ăsta e mai ciufulit, un pic mai bătrân, a năpârlit mai greu, încă năpârlește. Dar văd că n-au nici urmă pe creastă, ca și cum să se fi nu bătut se bat, sau... Nu se bat, nu se bat. Oricum, cel tânăr e tânăr, arată altfel. Da. Și ăsta ei provin de la domnul Petrov, un crescător de New Hampshire și de Sussex. Foarte bun, linii bune. Da, amândoi sunt frumos, să știți, nu e unul mai fost decât crescător de 20 de ani de păsări, cel puțin. Oho. Și păsări bune. Cocoșul ăsta matur se trage dintr-o linie din Germania, adusă de domnul Petrov, mi-a dat și mie. Eu, cum să zic, ne mai sunăm, ne mai întrebăm unul pe altul, ne mai înțelegem. Foarte bine. Numesc prieten, prieten crescători. Mult spus, prieten dintre crescători, amic. Da. Chiar, e cam așa ar trebui să fie toți crescătorii. Am avut, am luat sfaturi bune, încă mai îmi dă sfaturi, mă mai învață, mai ne... Întrebăm una alta. Foarte bine. De cele. Trecem mai departe. Aici Sussex am undeva la 15 găini. Nu o să le opresc pe toate. O să mai dau din ele. Vor fi și disponibile. N-am vrut până acum să
să dau ca să văd ce îmi rămâne mie la matcă. Și o intrusă aici de australop care sare gardul. A venit din stânga de aici, nu? A venit de acolo, din stânga, da. Ei place să fie pata de culoare. Hai. Ce frumos se văd. Cred că cel mai bine o să le dau ceva de mâncare pe aici și o să vină. Cam asta e și la Sussex aici. Am... Câți cocoși aveți? A, cocoși am mulți de Sussex, mai am și acolo. Dar voi opri 2, maxim 3. Unul va rămâne aici. Când o să încep să scot ouă de incubat, unul va merge, o să-ți arăt acolo înăuntru, da. Unde am... Acolo am partea de găini de bragme cu ochin galben de la Emil de la Pachițanu. Aici avem australorp. Foarte bune ouătoare. Pe negru și găini, splash, pe ăla care i-a dat. Și albastru. Albastru, splash, pardon. Nu mai am, albastru, am avut, da, și splash. Da. Nu știu, sunt deocamdată la stadiu de a crește găini. Am multe rase, multe culori. Dacă vrei să faci performanță, trebuie să ții o rasă, maxim două. Să văd spre ce latură mă îndrept. Deocamdată mie îmi place să am eu găini pentru mine în cort. Da, să aveți la ce să uitați. Să am la ce să mă uit. Dimineața, dacă vin aici și stau, le pun mâncare, le pun apă, mă uit la ele, în 10 minute, un sfert de oră, mă umplu de energie pozitivă pentru toată ziua. Foarte. Să nu mai zic seara, că vin și mă uit la ele, plus peste zi. Și când te plimbi prin ele și le vezi că vin la tine, da, mai ales dimineața, când mă vede la poartă, toate vin aici și îți umple inima de satisfacție. Așa? Văd că și aici aveți un australorp. Aici am numai cocoși. Sunt cocoși de australorp și de Sussex. Și doi, am doi cocoși de Marans aici. Din păcate n-am găini de Marans, am decât doi cocoși, poate îi găsi o găină undeva. Vreau, sunt ouăle alea, da, ciocolatii. Știu. Și vreau și ouă ciocolatii. Mai departe, aici am o găină de Viandot cu un cocoș. O găină care anul trecut, din ea, cred că am scos undeva dintr-o singură găină și un cocoș, undeva la 60-70 de pui. Bun! Pe care pe toți i-am vândut la târg. Să fac reclamă și la târg, îi facem și nu îi facem. La târg, la voluntari. Da. Da, faceți, da, nu-i problemă, doamne. V-am zis că vreau să vin și o dată la târg să filmez dacă am voie. Da, pot să vin. Dar n-am avut timp. Bă, mi-am așa. Vă duceți în fiecare duminică? Nu mă duc în fiecare duminică, că nu am timp. Aici a rămas un spațiu în care, acum l-am gândit, o să mai trag un gard aici și îl împart în două, îl fac porți și vai, vor ieși 10 boxe. Până aici sunt 8 și cu încă două aici 10. Ca bun, să pot să cresc 10 rase, 10 spații separate de pui, ori 2 rase, 3 rase, dar mai multe linii. Primează, te rog, eu pasărea aia cât o braznică, uite-te și tu ce faci. Cea care este o braznică, da. Ea este o găinușă din 2021 care a avut o problemă, un ochi, și este, cum să zic eu, ea e răsfățată, e găina mea de suflet, cu toate că am cotez și pe peste tot, ea doarme numai sus, afară, sus, că ninge, că plouă, că așa, ea vrea și alege pe care cotez și pe unde, ea și alege unde să doarmă. Dar nu te-a zburat niciodată din curte? Nu. Asta e bine. Se plimbă dintr-o parte într-alta și alege pe care din cotețe să doarmă seara. Doarme într-un singur colț, dar nu mai deasupra. Și nu în altă parte, nu mai sus pe cotețe, exact aici pe față, pe colț. Acolo e cea mai șmecheră, mănâncă de la toți, nu are niciun stres. Da, mănâncă de unde vrea, bea apă de unde vrea, deci sare dintr-o parte de alta. Plus că nu stă jos toată ziua, deci numai cât o să stăm și o să vezi, o să filmezi și o să stăm de vorbă, ea o să fie numai pe sus.
N-are treabă. Jos coboară decât să mănânce și atât. În rest, ea își face viața numai pe sus cu coteții. Acolo vrea să stea. Hai să-ți arăt aici și la interior, unde am un coteț făcut mai mult pentru a le ține pe rase. Și aici am totul la interior făcut, haide, intră. Făcut niște boxe cum le-am gândit prima dată, așa. Aici am două puicuțe de cochin. Ar fi trebuit să fie splash, dar una are doar puțin o coadă și una are mai deloc. Ele sunt scoase dintr-un cochin de la Emil Pachețanu. Am zis cu cochin splash, nu... Păi și le aprindeți becul ăla sau îl aveți acolo doar? Becurile le aprind când sunt pui, alea de căldură. Sus este făcut boxă pentru că uite un cocoș. Mai țin un cocoș acolo sus sau primăvara țin pui. Am becurile alea de căldură, pun da. Pui, cu toate că se zice că, că nu ar fi indicat să crești pui în același loc cu maturele. Maturele mai sunt pur așa și sunt imune la boli, pui nu. Dar eu o să țin aici matca ca să-mi scot pui din ele, după care atâta timp cât pui țin în cealaltă, unde am maternitatea acolo, până în primăvară. Și când îi voi aduce aici, o să dau maturele astea în curte, da. Spăl, dezinfectez, las o săptămână gol, după care aduc pui. Să-i țin pui o perioadă de primăvară. Să înțeleg că asta a fost prima făcută. Asta a fost prima. Aici era, cum am spus, viță de vie, nu aveam. Acolo este pe gardul, gardul între mine și vecin. Da. Aici nu aveam și așa. Când am făcut gardul, am zis vecinului, mă lași să fac, uite, vreau să cresc păsări aici, fac eu gardul, să fie gardul spatele la coteț, da. Și am început nebunia, de aici a plecat. Și am făcut gardul, am făcut coteț aici, el este tot placat, aici e scândură, placat cu polistiren de 5, placat pe afară, geamuri, termopan, cu toate că nu trebuiau toate astea. Eu n-am gândit că trebuie și ventilație la păsări, trebuie și aerisire. Aici avem un cochin galben. Păsările sunt de la Emil Pachițanu. El e campion național pe rasa asta, pe cochin galben. Ce frumoase sunt! N-ați fost la Indagra, n-ați fost și cu ele? Păsările sunt de la Indagra, le-am cumpărat de la că am văzut o grămadă. Da. Sunt doi cocoși și două pui. Sunt cocoșii linii separate, puicile sunt în aceeași linie. El are niște șoricei din ea prinși pe inele. Da. Ca să diferențieze, să știe dacă e din aceeași linie sau așa. Mai departe, aici am Brahma Columbia, galben negru și galben albastru. Am patru puici, galben negru, care provin de la Manu, de la Iancovici, am avut de la el coș și o puică de la el. Și mai am avut eu trei găini ale mele, luate de la un băiat din Bolintin. Cele două pe galben-albastru se trag de la Marius Vișan, președintele de asociații. Așa, apa le țineți acum am... Apa le țin afară. Da, acum am tot beau întrebam. Două familii din... Am patru, am deci, o boxe și am patru. Și cei de aici și cei de și aici. Și bea de acolo și nu mai e în... Să puneți la fiecare, ia timp. Nu că ia timp, nici nu intru înăuntru la ele. Da. Că mâncare le pot pune decât dimineața sau le pun seara așa și pentru a doua zi, dar apa nu o varsă. Că se mai întâmplă să alerge cocoșul, găina ea să nu stea, să o alerge acolo, da. Acolo o varsă. Uite, acolo sunt doi cocoși, să mai pot bate, deocamdată nu se bate, că unul e mai mare, unul e mai mic. În momentul în care o să înceapă să... Ele ouă, dar ți-am spus, foarte mult, acum le mai dau și unele, dar le dau mult cereale, grâu, porumb, ca să nu ouă în perioada asta. Da. Nu vreau să ouă, nu le aprind nici lumina seara. Am o priză programabilă acolo, lumina se aprinde automat la ora programată, se stinge automat. O mai aprind și dimineața mai mult ca să înceapă ele să ouă. Mă, că aveți și cameră. Trebuie să ai 10 euro. Da, am cameră, mă uit.
Eu sunt fost cadru militar, am lucrat până anul ăsta în iunie și simțeam nevoia să le văd. Da, imaginez. 72 laturi. Simțeam nevoia să le văd câteodată și de la serviciu. Și având camera, intram pe cameră, e rotativă, le vedeam dacă au apă, dacă au mâncare, dacă sunt bine, dacă țipă, dacă urlă și așa. Câteodată mai stau prin casă sau pe unde e și așa pe cameră imediat. Intri și te mai uiți la ele, ce mai fac. Da, da, da. Dacă e, să le supraveghezi. E și alarmă, totodată seara dacă o activezi, ea e pe post de alarmă. Să nu. Aici am Bragma potârnichiu, potârnichiu pe negru, potârnichiu pe albastru. Potârnichiu pe albastru se trage de la lăcrămioara de la Parvani, potârnichiu pe negru de la Manu Iacobici. Am cocoșii scoși și o puică. Asta este o găină, văd care inel de Ungaria, este de la el luată de anul trecut. Anul trecut, cea care stă jos de să scarpine acolo pe negru aia, am participat cu ea la expoziție la Pantelimon, la asociație la mine la Pajura și am ieșit campion cu ea. Bun. Cu cea care se vede acolo, prima, în prim plan. Trei mai departe aici am Columbia HD, HD pe alb-negru, HDA pe albastru. Este o singură puică aici. De fapt, e o găină din 2021, de când m-am apucat eu de crescut. Ea se trage de la un crescător creștru pe partea de păsări. Cea de aici o am de la Marin Stancu, un crescător de bragme cu ștate vechi. Pasărea se trage de niște păsări de la el, care el le-a avut de la Titi Mândruț. Titi Mândruț, știți că e o pasăre, are undeva la 4 kg, jumătate, e masivă față de celelalte. Acolo mai am o puică și o cocoșul e de anul ăsta. Ei sunt, încă n-au ajuns la, să zic, la maturitatea lor să înceapă. Cocoșul încă nu cântă, nu calcă. Da. E doar așa. Aici am niște pui de anul ăsta de bragma, amestecați. E și Columbia pe HD, e și potârnichiu, e și Columbia pe albastru, pe negru. Să văd ce se mai alege din ei. Sunt mai micuți rămași. Deocamdată am zis că îi mai țin. Vedem ce se dezvoltă. Îmi convine ceva din ei, rămâne. Dacă nu, mai și pleacă din ele. Deocamdată n-am făcut încă, n-am format familie. Și, și aici am două fete și un băiat de cochi în pitic. Atât, cum a zis pe Scobar, atât s-a putut. Nu este un cocoș foarte reușit la creastă, dar voi vede dacă voi scoate ceva din ele. Dacă nu, îmi plac așa, ca și mascote, mai am și una mai mică pe afară. Ele le vezi acum, stau cumva supărate aici, că o să-ți dai seama imediat, o să te pun pe tine să treci cu camera mai spre ușa acolo și o să vezi de ce stau ele toate supărate așa în cușcă aici. Pentru că ele, eu știam că veniți voi și le-am lăsat închise ca să vi le pot prezenta pe rase și culori. În momentul acum când voi deschide porțile și să iasă în curte, vă vedeți, veți da seama de ce erau ele tare supărate. Tare supărate erau că una este să stai în libertate în curte, să te plimbi relaxat, și alta este să stai închis aici. Eu le-am închis ca să ți le pot păi prezenta. Păi și nu e greu după aia când le băgați pe toate înăuntru să le puneți nu, pe... Nu, diseară nu le voi pune pe rase și pe culori, doar toate la un loc. Am înțeles. Acum o să-ți dai seama imediat. Trebuie să mă dau mai încoase, nu, poate vezi că nu ești din cauza mea. Acum o să-ți dai seama imediat. Ia uite cum așteaptă aici. Cum uite. O să le vezi, ia, deja s-a creat agitație, da? Ia uite ce viteză au dat afară. Deja s-a creat agitație. Agitație s-a creat că ele au simțit că gata. Haide, haide, pe acolo, pe acolo, pe aici, așa. A, știu traseul, stai liniștit, că s-au oferit un pic. Mamă, nu mai rămâne nimeni înăuntru.
Păi, cum ar fi? Să stai închis sau să stai afară? În ziua. Păi și până diseară lăsați afară? Până diseară stau afară și diseară intră singure. Deocamdată, dacă nu incubez, nu am format familii, stau la grămadă. Stau prin curte. Ia să le vezi acum. În curte ieșim și le vezi. Bă, tu nu ești, mă? Ce și cum? Ba, da, este și el, dar te-a văzut pe tine acolo. Hai să le vedem în curte, că ai... E, și acum să-mi spui dacă mai sunt acele, așa, alea care stăteau înăuntru. Aute veselie aici. Acum e în lumea lor. Acolo s-au dus puțin pe ăla. Să scormoni un pic, poate să mai găsesc ceva. Să scormoni un pic la care mai găsesc, că acolo aduc, eu cresc și două purcelușe de pietran. În afară de păsările, am în altă parte purcelușele. În fața casei acolo. Și aici acum ele stau. Ele, să zic așa, sunt mai favorizate, că ziua alergă pe aici prin curte, inclusiv pe gazon, intră înăuntru când vor, ies dacă ninge, dacă plouă, dacă așa, ele intră deocamdată. Când... E? Da, păi... Bă, la mic, mă, uite-te cât e, că e jumate. Da, da, da. Bă, ți-e bătaie, mă, fi cu minte. Nu și ea. Nu și ea? Nu, o să-și ia bătaie ăla mare. O să-și ia bătaie cel mare. Uitați-vă ce nervos e. Aia, dar la cât pentru spațiu că ăla, au în caz de ea la bătaie, cred că fuge. Pentru că este, au sărit din boxa de cocoși de aici și nu este din gașca lor. Din gașca lor, ceilalți au crescut cu toții și ăla fiind intrus, ăsta este cel mai, este primul care dacă aduci ceva, ăsta peticul sare la bătaie, la oricare. Nu contează. Și acum să nu crezi că se va duce sau va pleca. Nu, îl urmărește pe ăla și când îl prinde în opsa, imediat îl atacă. Păi văd că se uită coada ochiului unul altul. Da, 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 el... Uite-l, mă, cât de mic e și cine se bate. Bă, dacă spațiu au, e parfum pentru ei. Da. Popa? Popa? Du-te de ești tu acum! Sunt în curte. Acum ce să zic? Una e să le vezi păsările, uite, pe negru. Dacă le dau încolo, să le vezi pe spațiu verde. Hai! Păi și e greu de întreținut gazonul acum, dacă le dați drumul? Adică... Nu! Nu se rărește rău sau... Nu, nu, nu. Eu oricum îl ud. Îl ud seara, îl mai... Păi și dimineața dacă are rouă pe el sau apă? Dimineața, dacă are rouă pe el sau așa, nu le dau drumul la păsări, le dau drumul mai târziu. Am înțeles. Ca să ajungă pe gazon când e uscat, să nu se murdărească ele. Uitați-vă încălțătură ce are... Ce încălțătură are mister și cât de pufos e. Da. Haide. Rase mixte, carne, ouă, o să cresc totuși. Eu o numesc că e găină de curte. Da. Și... Atâta timp cât doarme în curte, eu seara acum cu gardul ăsta nici nu le mai închid. Dorm, intră singure în cotețe acolo unde e, deocamdată n-am astea, intră singure acolo. Dorm, singure ies de dimineață. Hai să mă duc eu să mai aduc din ele. Vă dați voi un pic mai în spate? Sigur. Cunoscut al meu așa și în Republica Moldova i-a trimis 60 de oi. El are undeva la vreo 10 cocoși, a zis, și vreo 30 de puici de la el. Dar sunt super frumoase. Am dintr-un cocoș și două puici bune, scoți pui, da, cât să crești, că și dacă crești mulți și... Păsările și familiile. Da, și dânceam, și eu am. De exemplu, la Sussex am 15 puicuțe la momentul ăsta. Nu o să le opresc pe toate 15. Maxim 5-6. Da. Că... Or să vină pui din spate. Vine dacă...
câte se oprești, că da, nu te înduri, da, nu te înduri, după aia opri, după aia opri, dar o să vină și pui din spate și... Te înghesuiești, da. Când sunt prea multe, o să zici la care renunți, la asta trebuie să renunți, la asta trebuie să renunți. Normal că renunți la una mai matură, mai bătrână și oprești. Deci noastră acum cu aproximație cam câte rase aveți în total? La găini? Da. Păi am combatantul 1, am la Bresu 2, New Hampshire 3, Sussex 4, Australop 5, Viandot 6, la cele mixte, da, în curte, 6 rase. Plus la interior bracmele pe 3 culori, cochinul pe 2 culori, 5. Plus cochinul pitic, 6. Deja sunt, nu multe, super multe, dar da, eu deocamdată sunt crescător de găini de rasă. Nu mă pot numi că sunt un participant de expoziții. Acum la Romexpo Pontei 3 veniți? Nu, că nu am băgat nimic. Acum e târziu. Trebuia să bagă din Brahma, Columbia, astea, galben, negru, o puică. Și puteam și la Sussex și la New Hampshire, aveam ce să bag. Deci nu veniți nici măcar în vizită? Ba da, în vizită voi merge. În vizită voi merge. Am acolo câțiva crescători care trebuie să mă întâlnesc cu ei. Să ne mai salutăm. Să văd și o păsăr, îți dai seama că nu poți să stai acasă când știi că acolo da, se adună 2-3 mii de păsări. Eu tot încerc să promovez acum să... Poate mai... Să vină lumea să vadă mai că... Mai găsesc ceva de cumpărat de acolo, mai o pică, mai un cocoș. Vedeți, de-aia merg eu la aceste da, târguri sau expoziții fără bani la mine. Fără bani, da. Știu că gafez sigur. Gafez sigur eu ceva. Trebuie să mergi fără bani. Corect. De la rație aveți ouă sau așa și așa? Încă nu. A, încă nu? Încă nu au început să ouă. Mai lăsați și dacă pică cloști sau nu le lăsați? La găini, la toate păsările mă refer. Nu știu ce să zic, cred că o să le las. Rațele... La găini n-am scos, că am un incubator de 528 de ouă. De la domnul Dinu, plăcitoarea ideală, prietenul tău. Da. Eu am lăsat, anul ăsta am lăsat la Australorp, mi-a scos o... Doamna, mi-a scos 12, mi-a scos. Fac, da, ele sunt cloși bune și bragmele sunt cloși bune. Da. Și cad cloști sau așa, decât că nu dai seama că așa o ții undeva într-un spațiu unde să nu aibă ea, să se lase jos, da, să nu aibă cuibar și se desclocește în 2-3 zile. Da. Altfel, dacă o lași 3 săptămâni, până o vezi tu 2-3 zile, 5 zile, o mai pui 3 săptămâni, după ce scoate pui, mai crești pui o lună jumate, ai pierdut tot de nouat, dacă e o găină care vrei să scoți. Da, aici aveți dreptate. Pui să reproduci din ea. Și atunci o desclocești în 3-4 zile și în 2 săptămâni, în 3 săptămâni maxim, începe ouatul din nou. Dați voie să iau pe domnul de acolo, să le iau în brațe, să fac o poză cu el? Pe care? Domnul acesta care este... Cel cochin galben? Da, da, da. De exemplu, domnul de aici, din brațele mele, cam pe unde s-ar învârti ca prețuri? Domnul, în brațele tale se învârte undeva în jurul la 350 de lei, 400. El e ajuns la maturitate? Da, calcă, e un cocoș care calcă, face gălăgie. Face gălăgie, cântă. Și ca păsări de aici, cea mai scumpă pe care ați avea-o? Care dacă ați vinde-o, ați lua... Cred că cel mai scump e el. El? Da, să zicem, să-l numim pe el cel mai scump. Vedetă. Și celelalte, tot, la bragme tot cam ceva de genul s-ar învârte. Dar n-am văzut la dumneavoastră muțată sau nu vă plac atât de... Deja sunt prea multe. Deja sunt prea multe. Dacă mai încep și cu moțate și cu... Da, îmi imaginez. Nu am. Deocamdată cresc așa, să vedem. Dacă voi rămâne, sigur nu voi putea să renunț la cochinul ăsta galben. La New Hampshire, alea roșii, așa. Și bragme, nu știu, să mă hotărăsc. Că îmi plac și HD-ul, îmi plac și Columbia galben-negru. Și galben-albastru, de fapt.
Ajunge domnul, ne păstrează pe toate. Și ăla, de ăla nu te îndur, de ăla nu te îndur. Știu cum e, știu cum e. Dar e greu, trebuie și spațiu pentru ei, trebuie mâncare, apă într-una. Spațiu, aș avea mâncare, dar nu faci, cum să spun, dacă vrei să o iei pe partea, dacă faci hobby, faci hobby, da, ca să fie găini și cocoși, dar să crești. Dacă vrei să faci performanță, expoziții și toate cele, sau nu neapărat expoziții toate cele, că cel de la care am luat eu New Hampshire-ul și Sussex-ul nu mai participă de mult la expoziții și le arbitrează singur, cum s-ar zice, că știe ce trebuie. Pe asta vreau să vă întreb, dumneavoastră, de exemplu, aveți o pasăre, de unde știți să vedeți dacă respectă normele, să zic așa, sau standardele, ca să primească o notă mare? Citești standardul, te informezi și, pe urmă, din expoziții și din prietenie, mai te duci la un coleg crescător, care e crescător mai de mulți ani și el îți mai arată cum ar trebui să arate o pasăre, mai vezi și la altă. Da, îți formezi ochiul cu timpul și... Îți formezi ochiul cu timpul. Te duci... Eu am avut câțiva crescători care... Marin Stancu, spre exemplu, este un crescător de bragme care... El nu vrea decât pe o masivitate, vrea creasta să fie mică, dreaptă, nu strâmbă, nu mare, nu așa. El, cocoși care... N-are înălțime, nu are masivitate, găină care n-are undeva 4 kg, 4,5 kg la bragme, el nu o ține. Da. El vrea pe masivitate, linia, să zicem așa, cum crește Titi Mândruț. Titi Mândruț crește niște păsări mari, masive, așa i-a plăcut și lui. Aveți sunt păsări multe. Sunt cu ștate vechi și mai le înveți de la ei, te duci da. Acolo, nu vezi decât păsări. Cam ce ar trebui să fie. Da, 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 îmi imaginez. Președintele meu de asociație, Marius Vișan, este arbitru pe partea de păsări, cu multe rase de păsări. Și mai mă duc pe la el, mai mă uit la păsări, alt crescător. Da, deci trebuie să te interesezi, să vezi un pic. Și durează până îți formezi ochiul. Da, și pe urmă te duci cu ea în expoziție, cum am fost eu. Am fost cu asociația anul trecut la Pantelimon. Voi merge și anul ăsta, cu toate că e în ianuarie. Și le scoți de la matcă. Da. Da, voi merge pentru cultura mea generală, așa că n-am fost la națională, dar uite la ianuarie voi merge că e expoziția la sfârșit de ianuarie, până atunci o să-mi scot o serie de pui, dacă nu chiar două din ele, că dacă e sfârșit de ianuarie și eu vreau să incubez ceva, să zicem, din perioada Crăciunului, undeva dacă le formez familii și la 1 decembrie, ele oricum seara le mai pun acum și dorm cam pe culori pe familie, pe așa, ca să se mai acomodeze cât de cât. Pe urmă le mai dau drumul iarăși la grămadă. După aia, de la 1 decembrie, dacă le pun undeva la 15 zile, sunt ouăle bune, fertile, de pus la incubat. Bun. Și eu dacă le pun după 1, o săptămână de acomodare, încă 2 săptămâni până sunt ouăle fertile, deci undeva după 20 decembrie până pe 20 ianuarie sunt 30 de zile. Dar le aveți calculate ca lumea. În 30 de zile trebuie să scot cel puțin 15 pui de fiecare puică care o am. Și dacă bag la matcă câte 2, câte 3 din cele de aici, tot sunt 3 culori la bragma, câte 15 la fiecare, deja am 50 de pui pe culoare. Deja sunt nu mulți, super mulți. A zis că ne arătați și o maternitate. Și o maternitate. Ar trebui să ți-o arăt și maternitatea și să te duc unde să vedem maternitatea. Maternitatea care este plină de... A, e făcută de dumneavoastră? Paianjeni, da. Stai să bag în priză. Ca să se aprindă niște LED-uri pe acolo, să avem ce arăta. Mamă, cu furtune, cu termostat pe fiecare nivel. Nu joacă.
pus și o termopan care se deschide și pe batant. Ia non-stop să pe batant. Dacă mi se pare că este prea larg deschisă iarna când e frig, am mai făcut aici o chestie made în România. Da. Românească. Românească. Da, dar funcționează. Și funcționează. Îi mai iau din spațiu. Așa. Și aici am 6. Da, uite că e și pe partea asta și pe partea asta. Da. Decât că casa nemăturată nu s-a fire așteaptă. Da, aia să fie problema. Aici asta le-a făcut noastră de la zero. Da. Ele au și bec de lumină. Pui când stau. Stau cu becurile aprinse de lumină. Cum le vezi? Da. Senzor pe fiecare boxă care se reglează. Și eu țin de obicei. Cele două becuri sunt becurile roșii care sunt pentru căldură. Căldură. Da. După cum vezi, ele sunt desfiletate astea, dar nu se aprind. Ar trebui să se aprinde și astea sau aprins cele după jos. Cei mai mici pui țin sus, că e căldura cea mai mare. Da. Următorii ori mai cobor la jumătate, următorii jos. Și am 6 boxe, 6 serii de pui sau Îi împart între ei. Trăiesc aici. Cumva când le dau drumul și de la ei și de la becuri și de la așa, aici nu scade temperatura sub 30 de grade. Oho. La cei mici le trebuiesc în prima săptămână de viață undeva minim 32 de grade, 32-35 de grade. După care încep și scazi temperatura. Păi și o întrebare la dumneavoastră, dacă îmi dați voie. Da. Nu le cad picioarele pe aici, nu? Nu când aveți pierderi. Când sunt mici, da. Dar nu aveți pierderi, nu sunt atât de băbălei, presupun. Nu. Se învață imediat dacă îi lași. Se învață în două zile să meargă pe grătarele astea. Astea sunt niște grătare de porumbei. Ori le dai la o parte când sunt mici, mici și așa. Eu iau unul dintre el și îl dau într-o parte și mai stau ei acolo să mănânce de jos. După care, de a doua zi, de a treia zi, în două, trei zile încep să meargă singur pe grătare așa. Și nu mai stau pe găinați. Pe șapa aici cum vă ajunge? Că văd că aveți așa în sus. Nu l-am folosit. Ah, ok. E trebuia de aici, se duce în sus. E găleata mai sus. L-am făcut. Sunt cu adăpători automate, dar nu, că pe urmă la unii puiile sunt la o serie, trebuie să le dai cu vitamine, da. La celelalte serie, în cealaltă serie nu. Și, și le puneți recipiente. Le pun adăpători, am adăpători de apă. De astea mici, le pun la fiecare. Perfect. Apă plus nisip din prima zi de viață. Le pun, după cum vezi aici, caserola cu nisip și le pun nisip în niște cutiuțe. Le-am folosit de alea de pateu, de așa, ca să nu le arunc. Păi și mă scuzați, nu râdeți de mine, dar cu ce ajută nisipul în primele zile? Că eu chiar nu știu de treaba asta. Nisipul ajută la digestie. La digestie? Da. Și ai să contați, nu neapărat din primele zile, dar pui de a doua zi, a treia zi, o să vezi că consumă și nisip. Păi și să le pun și eu, de exemplu, nisip într-un ăla de pateu? Da, da, da. Și las la discreție? Adică las la discreție, da. Eu le pun când l-am mâncat pe ăla, le mai pun altul. Nisip. Deci vedeți de ce vă spun întotdeauna, trebuie să mergem să vizităm și trebuie să ne cunoaștem ca crescători, că mai învățăm nisip, ceva. Nisip ajută la digestie. Păi și umiditatea nu, cred că aveți probleme acolo, că ați zis că rabatați asta în caz de... Nu. Dar oricum aveți izolație făcută. Așa, nu... este izolație făcută pe... BCA sau ce... Nu aici e cărămidă și tencuit. Cărămidă și tencuit și am izolație acolo pe tavan și aici n-am, dar vreau să izolez și pasta cu polistiren. Da. Tetran belgian. Ele sunt rasă pură. Uite ce frumuseți. Am fost după ele până undeva aproape de Curtea de Argeș de le-am adus, micuțe, în mașină. Nu-ți spun cum conviețuiesc cu ele de 3 ore în mașină. Am imaginat. Le-am adus în,
Într-un Ford Focus am... Știu că sunt filmate și de-aia fac așa gălăgie. Da. Să... Nu scoateți, nu scoateți, că poate ne atacă. Mamă, fugi, fugi, fugi. Uite așa, le vezi totuși mai bine. Bă, dar cât au greutate? Să duc în... Cât să duc? Eu știu, zic eu, că depășesc 150, că sunt... Oh. Cred că i-a plăcut. Dar bine, se vezi că îi place. Cred că mă duc la cineva în vizită și vă porci. Mi se nu mă apuce și pe mine vreo idee. Vorbim cu mama la un moment dat, băi, mă luăm unul mic, nu e treabă dacă, de exemplu, iau unul pentru consumul nostru, să-l duc până în iarnă mare și ba să... Ba da, pentru tine păi poți. Și cum, după dumneavoastră știți din experiență, costurile, de exemplu, cam cât bagi în el ca mâncare, e cam cât ai dat dacă ți-l iei tu în iarnă, nu? Păi da, dar altfel o să-l mănânci tu când știi cu ce l-ai crescut și da, problema la nu, problema la mine, la mama, e că nu știu dacă ne-ar ține să... E că dacă ne-ar lăsa sufletul. Chemăm un vecin, cred că vină și... A, să-l tai? Da, să-i facă felul. Hai să mergem să-ți arăt și la solare, dacă tot am... Sigur. Sunt cele de acolo? Nu sunt cele de acolo, o să mergem cu mașina. Sau putem să mergem, dar e puțin de mers, vreo 200 de metri pe jos. N-are nică, dacă vreți, puteți merge pe jos, dacă aveți chef. Gazonul ăla și gard urât, ia, du-te un pic spre poartă și du-te deasupra, să vadă și gazonul. Așa frumusețe de gazon, o să vă cam stresez eu în primăvară, să-mi dați și mie câteva sfaturi. Că al meu s-a dus. Da. Nu spuneți câtă sămânță să arunc sau de unde să iau, mai bună, mai... Îmi plac maternitățile foarte mult, le-ați făcut. Maternitățile, îmi plac la nebunie cum le-ați făcut. Da. Păi n-ai... Intrăm la domnul Stanimir acum în legumicultură. Trecem la altă... Pe partea cu păsările și cu animalele este partea mea, partea cu legumicultura e mai mult partea soției. Da, cred că vă ocupați noastră aici. Da, bineînțeles. Că e de muncă. Eu mai mult partea de tehnica. Tras picurare, făcut cu freza, cu tractoraciu. Aici am pus pe sus microaspersoare ca să ud la salată, la toate cele. Dacă bagi în priză, am o pompă submersibilă, dai drumul. Sunt microaspersoare puse din 2 în 2 metri, care au rază, bat 3 cu 3. Exact, ia solarul, 6 metri. 6 pe cât lungime? Are 80 de metri până la capăt. Să filmezi, nu știu dacă se... Dar nu se vede oricum pe filmare cât de lung poate să fie. Parcă nu se mai termină. 80 de metri cu... Cred că sunt 5 sau 6 metri lățime. Și aveți jumătate ceapă, nu? Jumătate ceapă, jumătate cu salată. Păi și salata când o scoateți? Că e... Deja am început să tai din ea. Mă gândeam eu. Cât sau când? Ceapa asta cred că la Crăciun. La Crăciun? Va merge la piață. La piață, merge treaba la piață, dați da, pe jur? Are soția acolo, vinde. Bun. Are două tarabe de fapt. Unde are, în ce piață? În piața Bercel, la Cultural. Bun. Mai am încă două solare în altă parte. Am și un loc aici alături, da. Ați avut porumb? Momentan nu mai e nimic, a fost niște porumb de fiert. Da. Trebuie să-l ar acum. Locul de aici, da. Cu motocultorul sau cu... Cu tractorașul tractor. Și cu freză. Bun. Mai am două solari în partea cealaltă. Tu vezi că la noi România încă mai lucrează, românul mai lucrează pământul. Da. Din păcate, mult mai slab decât acum mulți ani de zile, dar încă se mai lucrează. După cum vezi și în dreapta, plin de solare, în stânga. Da, presupun că n-aveți griji de genul că vine cineva, se servește sau chestii. Nu vine nimeni și se servește și dacă vine și se servește, să-i dea Dumnezeu sănătate. Păi da, dar să nu servească tot solarul. Să se servească, n-are cum cât să tot solarul. Aici am niște ceapă pusă. Hai să mergem la jumătate pe acolo să-ți mai arăt. Păi și dumneavoastră vreți să spuneți că toată ceapa asta reușește doamna să o dea, să o vândă? Da. Foarte bine. Zi de zi, dar acum și până la Revelion o să o vândă. Foarte bine. După ce plecați voi acum, vin și încep să scot din ea de aici și o duc acasă, o să facă mea să o curețe. Diseară când vine soția de la piață, o găsește curățată, spălată, aranjată pentru a merge mâine la legumicultorului. Da. Sunt niște pui de tesle care au crescut mai mari, da. Așa e. Da, s-au făcut sapă. Păi și aici aveți curent tras? Da. A, asta urma să întreb, cum faceți strupirea? Da, e aici am puțul,
am cablu de curent. Da. Acolo e stâlpul de curent și am tras curent. Aici am 10.000 de salate. Mam. Care vor ajunge, cum am spus, în piața la Bercen, la Cultural. Dar nu e problemă cu salata, nu e, nu e așa pretențioasă, nu? Problema e cu orice, orice plantă. Orice plantă. Da. Trebuie sădită, trebuie verificată, trebuie stropită, trebuie foliată, trebuie îngrijită. Văzut să... La ce vă pricepeți mai bine după părerea noastră? La creșterea păsărilor sau la agricultură? La agricultură nu că nu m-aș pricepe. Mă pricep, dar nu este latura mea favorită și nu ajung aici decât, după cum am spus, dau drumul la microaspersoare pe sus, trag țevi, fac cu tractorul, cu freza, întind furtune, mai mult partea de, să zic, bărbătească, așa, și cealaltă parte nu. Păi și asta de ce au furtune de picurare și astea aspersoare? Au și ele furtun de picurare. A, nu se vede. A, gata, gata, nu l-am văzut, da. Este un furtun de picurare și puse salatele, două salate pe lângă furtunul de picurare. A, gata, am văzut, da. Deci și în zigzag văd câteva. Pe fiecare rând, da, e în zigzag, ca să poată să dezvolte salata. Pe fiecare rând e pus stânga-dreapta furtunului câte o salată. Toate sunt pe furtune de picurare și mai dau și pe microaspersoare când e nevoie să uzi. Când sunt mici. Și vara puneți roșii sau ce puneți în ele? Vara roșii, da. De exemplu, asta e a treia recoltă. Am avut asta primăvară tot așa, salată, ridic, spanac, ceapă. Uhum. Au urmat roșii. După roșii, acum iarăși ceapă, ridic, salată, n-am spanac. Trei recolte anul ăsta. Bun. Dar ce munci pentru ele? Da. Aici sunt două solare, au 100 de metri lungime cu 7,5 lățime. Sunt 1500 de metri pătrați de solar. Ma. Și două persoane. Mai mult una care muncește. Trebuie și la tehnic cineva. Da. Cum se zice. Ma. Și eu vă plângeam că eu muncesc mult. Deci asta ca să nu zică lumea că suntem doar găinari. Mai suntem și puțini legumicultori. Da. Un pic acolo. Nu, aici nu e un pic, aici e mult, foarte mult. Nu vă dați seama ca distanță și ca suprafață cât de mult poți fi. Bine. Acum nu cred că mai pun nimic toamna asta, sincer. Eu aici, aici am băgat în ăsta și în celălalt, am băgat un tir de băligar, de vacă. Uhu. Deci un tir, un tir. Bun. Băgat căruță lângă căruță, remorcă lângă căruță. Se vede acolo, uite, pe lângă. Da. Se vede că nu e făcut cu freza încorporat. Nu știu cât de mult ajută acum recolta asta, dar pe cea din primăvară o ajută sigur. Da, da, da. Eu v-am zis, cred că las în pauză să se odihnească anul ăsta și sincer am nevoie de, între ghilimele, spus un concediu. Oricum mă duc și fac treaba acolo, dar aș vrea un pic de pauză de agricultură. La anul nu-l mai las să stea pe perioada iernii. Să fi dus 2222, spune și noastră 2222. 2222. Cam atât pentru astăzi. Eu am fost Alexandru, fermierul vostru preferat. Am fost la domnul Stanimir în vizită. Spuneți Facebook-ul dumneavoastră și ce platforme mai aveți ca să poată să vă contacteze lumea. Nicolae Stanimir pe Facebook, Găin Stanimir pe Facebook. Oricum o să vă las și eu link-uri în descriere. Domnul o să aibă ouă de incubat, o să aibă pui. Vorbiți cu dânsul, luați legătura și vă înțelegeți. Și e păcat, are foarte multe rase, foarte multe păsări frumoase. Și puteți să aveți și noastră, nu? De ce nu? E simplu. O întrebare mică, trimite și în țară ouă de incubat? Da. Deci nu mai aveți nicio scuză. Pe mine mă găsiți pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, Domeniu Angel. Și nu uitați, până data viitoare, susțineți producătorii locali. Nu uitați și domnul Stanimir este producător local și așa ne ajutăm și o să mai merg la dânsul să mai filmăm. Când își mai face matca și aranjează, să vedem cu ce mai veniți nou, că nu știu ce presimte eu că vă mai aduceți ceva. Așteptăm naționala acum, la 1-3 decembrie și după poți veni că sigur mai găsești ceva surprize. Deci domnul Stanimir pleacă cu bani în buzunar și se întoarce fără. O să fie și dânsul pe 1-3 decembrie la Romexpo, în caz că vreți să vă întâlniți, să vorbiți. Și cam atât pentru astăzi. Numai bine!
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a-